și-a pierdut viața în flăcările ce au mistuit vegetația de pe marginea drumului județean 642A din apropierea comunei Băbiciu. Pompierii olteni au fost chemați să stingă incendiul ce se întinsese pe 500 de metri pătrați pe marginea drumului, dar și pe 2 hectare de porumbiște. Însă, din păcate, au găsit și trupul carbonizat al unui bărbat de 59 de ani. Pompierii au găsit la fața locului un bărbat carbonizat în vârstă de 59 de ani. Se pare că bărbatul a vrut să curețe terenul, iar fumul gros și repeziciunea cu care s-a extins focul l-au luat prin surprindere. Fermierii care își curăță terenurile prin incendiere sunt pasibili de amenzi, printre care și sancțiuni de la APIA. Pentru fermierii care își dau foc la vegetație, riscurile sunt foarte mari, în sensul că ei nu mai beneficiază de subvenție și pe lângă, deci pe suprafața constatat incendiată, nu mai beneficiază de subvenție și sunt pasibili și de sancțiuni multianuale. Legislația din domeniu este destul de permisivă, lucru ce le dă voie fermierilor să scape de amenzi doar cu adeverință de la primărie, care atestă că focul a fost pus accidental. Sperăm ca pe viitor legislația să se schimbe într-un fel care să sancționeze fermierii care se folosesc de practicile astea. Deși numărul incendiilor de vegetație anul acesta a fost foarte mare, nu avem nicio persoană sancționată. De la începutul anului până în prezent au avut loc 447 de incendii. Din păcate, în urma manifestării acestora, s-au înregistrat și 5 victime. Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale cu amenzi cuprinse între 1.000 și 6.000 de lei pentru persoane fizice, respectiv între 25.000 și 50.000 de lei pentru persoane juridice.